Ia uite ce am eu de mâncare. Ce e asta? O chestie pentru copii. Deci îmi dă de la copii. De ce nasol? Ia ca să întrebăm un pula mea ce înseamnă asta. Că nu știu ce pula mea înseamnă. Înseamnă că e nebunie sau pula mea, nu știu. Mișto pe eu. Ce dracu îmi dă mâncare de copii? Ba, asta le mâncam eu, pula mea. Da, când eram copil. Ce pula mea asta, da? Copilul tău nu sunt, că nu te-ai futut cu tata. Dacă te futeai cu tata, poate eram copilul tău. Ceva retard. Dar sigur nu răspunde, că e ca la nebunii culi. Că nebunii culi când fac ochii. De ce mi-ai dat eugenia, mă? Pentru ce să fac? Să-mi crească pula? Ce să fac cu eugenia? Mi-a închis telefon. Deci mi-a dat-o intenționat. Ia uite-te în pula mea cum îmi bagi de tine. Mișto. Nebunii culi sunt mișto. Dă-i în pula mea să le zic nebunii culi de acum. Nebunii puli, fără pulă. Ce înseamnă nasol? Toată lumea râde de voi. Nasol că v-ați făcut de căcat. Îmi pare rău că m-ați luat ca să vă fac reclamă, dar vă fac antireclamă. De fapt, voi ați început cu antireclamă, știi? Și după aia v-ați dat în petic. Curvărăseală, Lidii, în pizda alea. Dar voi nu sunteți bun de nimic, nebunicule. Uite ce-mi dă mie. Eugenie. De fapt, Eugenie aia normală. Pula mea e de aici. Bă, să-mi bag pula, o să dau la un copil pe stradă. Ce trebuie să fac eu? S-o mănânc? Mamă, să-mi bag pula. Mamă, câtă grijă are. Zici că Elena pană de Crăciun. Că mi-a dat pe jumate cadou de Moș Crăciun. Toți aveau atâta punga. Dan! Mama, aveau și pe etichetă. Dan, de fapt, eu nici măcar nu eram băgat în proiect. Când am apărut, s-a întâmplit aia. Ce pula mă, să facem, bă, îi băgăm și lăsa câteva chestii. Mi-a băgat o ciocolată și nu știu ce. Le-am dat la aia. Luați mă, pe bă, în pula mea. Ce trebuie să-mi handicapa la cap? Am 38 de ani. Ce pula mea să fac eu cu o ciocolată? Ce pula mea să fac eu cu asta? Ce dracu sunt? În pila cap? Sunt sisi? Că dacă mă duc la unul de aici din cartier să-i dau ciocolată, mă ia la bătaie. Chiar că mă pula mea cu asta? Ce dracu e asta? Păi, sunt bun. Bine, las că ți-a dat eu în pula mea. Ce face un nebunipul? Închide telefon. Îmi convine. L-am jignit. Păi am întrebat-o, de ce mi-ai dat Eugenia? Ce pula mea? A, mișto, nebunicul. Să-mi bag pula, a nebunit de tot. Când, până acum, până să nebune, să ajung la nebunipulii, nu l-am dat să de copii. Da, părinții mei îmi dădeau mâncărul de un matur. Cum am ajuns la nebunii pulii, s-o ne-am băgăpărut chestii de copii. Fă, n-am copilul la mine. Că dacă aveam copilul la mine, am asta de copii. Nu, tu ești nebunii pulii. Mișto. Bă, lăturile astea sunt bune. Sunt două maturi. Păi, nebunii pulii. Bă, du-te la nebunii pulii. Cu Amalia și cu toate pizdele alea nebune. Că de când ai ajuns la nebunii puli, ce pula mă să fac cu aia? Mai haleam Eugenie în liceu de foame. Bă, de atunci eram încă copil, adolescent, pula mea. Ce dracu să fac cu aia? Nebunii puli. Mama, e ca cu nebunii puli, mănâncă mâncarea copiilor. Că suntem copii. Spă dracu, tu vă în gură. Li se dau copii.
Sunt niște dazlin din pizdă și în cur și ciugeți pula, ai copii? Unii dintre voi fac și copii. Sunt copii? Majoritatea nu fac. Aolo, ferește sunt. Se facă mai mult. Că ies nebunii puli. Da, sunt nerecunoscător. Păi ce pula mea, de mâncare. A, păi iau de la copii și-l dau ție. Păi, e cam ciudat. Nu mai mâncare de copii? Altceva n-aveți? Voi, ne? No. Băi, nebunii pule aici? Da. A, mișto. Suntem proști? Da. Mamă, și nemândrit. A, mișto. Fată, du-te la Andreea aia greasa să vezi, mamă, dă-mi o haliște de ciorupe, aia haliște orice. Păi de ce flește, că nebunii culii. Eu nu zic, ei nu sunt chiar nebuni, sunt proști. Sunt de fapt niște proști deștepți, care au știut să adapteze, bă, ce pula la face. După aceea ne adaptăm, sunt lipiți și noi de organizațiile astea de la Badi. Că noi murim de foame. Și aia pula mea. Uite pula mea cine are. Chiar bucare de copii. Mamă, să-mi bat pula cum am ajuns. Mâncare de copii. Bă, fosta mea soție mă respecta. Am luat salam. De la bun. Adică luam amândoi. Ce e aia? Nebunii puli. Dar așa era puțin nebunii puli. Bine că-l scăpa de ea. La ziua mea de naștere, nu sunt de opere, mi-a dat un tort. Ce trebuie să fie? În sfârșit am zis, mă, cu tortul, cu pula mea, să-ți pun o mână aia. Dar așa era puțin nebunii puli. Ce pula mea faci? Bă, m-am bucurat așa, pe jumătate. Dar m-am gândit, bă, reacția mea în regulă. Cât pula mea mi-i dă? Tort? Mamă, așa mă. Și cât? Până la urmă am apreciat că a făcut mult efort pentru tortul ăla. Când putea să facă puțin efort, ce pula mea trebuie să o bere? Păi de ce o bere? Păi, bărbat matur, bărbatul. Tost? Hai, păi câți ani ai? Oh. Nu, sunt nebunii puli. Prăjitură. Bă, sunt de la copii. Nu, eu vreau să mă dau mișto. Adică că ești prost. Da, vreau să tare cât de prost să sunt. Mișto, bază originală. Nu aș da iubice nici la copil, un copil mai mare nu aș mai da. Bă, merge la copil mici. Ce da, jignesc copilul? Te fac de tat? Ce dacă eu vreau copilul meu să se ducă la nebunii folii? Da, mișto.
Să-mi bag pula, am trăit până la 38 de ani, am văzut atâtea prăjituri cât am văzut la nebunicul. Și mergeam și cu fetele la cofetărie. Dar până la nebunicul n-am văzut atâta exhibiționism de prăjituri. Zici, bă, pula mea, că iubirea după planetă, mamă, să-mi dau pula. Cine vine, zice, mamă, câtă iubire aici. Da, o pulă. Inimioară pe pereți să-mi dau pula, din centimetru în centimetru, foarte inimioară. Și de 3 de zile pula eu. E atâta iubire, încât atât de multă iubire aia, atât de extravagantă și atât de obsesivă, încât nu m-au luat și pe mine la multe odată. Sau la mare, fie să nu te scupă. Mamă, ce iubire. Dă pe afară iubire. Păi de-aia m-a dat afară, că dădea iubirea pe afară și m-a prins puțin afară. Era prea multă iubire. Păi da? Păi. Băi, dacă era mai puțin iubit, poate mă vezi pe mine, bă. Da, așa. A. Din pragmatic, puțin, sau din deducțiologic. Bă, hai să vezi pe asta. Că-i gunoierul nostru, că pula mea. Poate nu duce gunoiul acolo, nu duce gunoiul. Nu, dar era iubirea mare. Cu îngeraș, cu icoane și cu inimioare. Era atât de mare că nu s-a putut. Eu când am văzut iubirea așa de mare, am zis, îmi va pula, atât de mare iubirea, încât am văzut pula. E prea mare iubire. Hai da pula, nebunicule. Bine că sunt suspendat, acum pot să se pură în 3 plan ce fac. Că eu sunt de bine că le-am nu știu ce plan. Că i-am blestemat. Eu nu m-am blestemat. Cine știe pula mea fac aia acolo? Bine că fac. Secretarea se mira că nu i-a furat eu lua de la ale ce trebuia furat. Ce s-au furat. Nu. Păi da, mi-ai cerit tu? Nu, că n-am fost aici. Eu eram în gât care aș fost, dar n-am fost. După aia s-a interesat să-mi bag pula, să mai vin de o lume. Păi da, să suspend de la voi. Aoleu, nasol, n-avem pe cine de-a vine. După aia s-a camuflat, că n-a ieșit nimeni de vină. Dacă mă duceam acolo, ieșeam de vină. Era mișto. Ce să vă fac nebunicului? Voi mă suspendați, dar e mișto că mă suspendați. Ce se întâmplă? Mamă, SEO e la omor cu un cabane. Nu eram eu acolo. Nasol i-am blestemat. Pă pula, mă duneam pula. Deci nici măcar nu eram acolo. Dar tot eu eram de vină. Mă, să-mi dau pula. Ca la nebun. Exact ca la nebun. Și pula nu spui că nu știu nebun. De fapt nu sunt nebun, mă. Nu sunt. Am avut grijă psihoterapeutii și nu sunt nebun. Sunt doar niște oameni fictivi, ipocriți, mincinoși și jegoși. Pa!